Dacă vei călători prin Europa, vei vedea inevitabil mulți lei, nu bagnote sau animale adevărate, ci statui ale leilor sau chiar simboluri ale acestor animale grandioase pot fi găsite peste tot pe continentul nostru. Poate că la început pare ceva normal, niște statui, cu îi pasă, dar dacă te gândești mai bine este destul de anormal. Leul se găsește pe emblema națională a 17 din cele 44 de țări din Europa. Printre aceste țări se numără Belgia, care se află în fruntea clasamentului cu 13 lei pe emblema lor națională. Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Letonia, Luxemburg, Muntenegru, Olanda, Norvegia, țara noastră România, Spania, Suedia și Regatul Unit. În afară de asta, statui impunătoare ale leilor se găsesc peste tot în jurul clădirilor guvernamentale sau ale palatelor, cum ar fi ca pentru uși antice ca sculpturi aflate deasupra acestora sau pur și simplu ca decorații. Această tradiție nu este nouă, chiar și cel mai vechi monument al micenienilor se numește Poarta Leului. Aceștia au fost primul grup ce a arătat ca o civilizație antică avansată pe teritoriul Europei și ați ghicit. Este o sculptură formată din doi lei deasupra unei porți de acces care se presupune că are mai mult de 3000 de ani vechime. Acest lucru arată că sculpturile leilor au fost răspândite încă din antichitate în arta și arhitectura europeană. Multe blazoane ale familiilor nobile au leul ca simbol. Chiar și în epoca modernă, leii sunt folosiți drept simboluri pentru branduri și companii din întreaga Europa. Totuși, cel mai ciudat lucru nu sunt sculpturile leilor care sunt la tot pasul, ci faptul că niciun leu adevărat nu se găsește în mod natural pe teritoriul a nici uneia dintre cele 44 de țări de pe continentul nostru. Probabil, cum știți deja, toată populația leilor de pe planeta noastră se găsește doar pe teritoriul Africii și totuși acest animal complet străin și-a făcut loc în cultura europeană și pe emblemele naționale ale țărilor de aici. Poate că nu pare atât de ciudat la prima vedere, dar chiar și moneda noastră națională se numea original Leu. Este ca și cum vulturul de pe stema României ar fi înlocuit de un urs panda sau un locul frunzei de arțar de pe steagul Canadei s-ar afla o frunză de palmier. Pare că pur și simplu nu au ce căuta aici, dar atunci de ce reprezentări ale leilor africani sunt peste tot în Europa? Ei bine, această întrebare are două răspunsuri. În primul rând, chiar dacă în prezent nu există lei în natura din Europa, lucrurile nu au fost întotdeauna astfel. De fapt, au fost cel puțin două specii de lei nativi în timp ce oamenii locuiau aici. Pantera Leo, așa cum este denumită științific, specia de lei african din prezent, a trăit odată într-un areal ce se întindea în zonele sudice și vestice din Europa, întreaga Africă și până în sudul Indiei. Totuși, pe lângă specia Pantera Leo, mai există o altă subspecie de lei, numită Pantera Spelio, cunoscută ca și leul de peștere din Eurasia. Această specie este o versiune a leilor moderni adaptată frigului iernii. În aceeași manieră cum mamuții erau o specie de elefant adaptată temperaturilor reci, această specie dispărută nu avea o coamă în jurul gâtului și erau cu aproximativ 10% mai masivi decât leii din prezent. Din cauza dimensiunilor mai mari și straturilor multiple de blană, acești lei s-au putut răspândi în toată Eurasia chiar și în timpul erei glaciare, adică din vestul Europei până în cel mai îndepărtat punct estic al Rusiei, chiar și în zonele nordice din America. Acest lucru explică de ce în situri arheologice precum cel din Lasco, Franța, există atât de multiple picturi rupestre bine conservate, picturi făcute de băștinași europeni pot fi văzute alături de cele ale animalelor tipice acestor regiuni și chiar dacă se estimează că aceste picturi au fost făcute în urmă cu aproximativ 17.000 de ani, există dovezi ale interacțiunii dintre om și leu mult mai timpurii. O sculptură de fildeș cu cap de leu găsită în Germania din prezent reprezintă un cap de leu pe un corp de om. S-a estimat că această siluetă datează din urmă cu aproximativ 35.000 de ani, ceea ce se suprapune cu perioada când oamenii s-au instalat pentru prima dată în Europa. Această sculptură este atât de veche în ceea ce privește o creație făcută de oamenii din trecut, încât este considerată cea mai veche sculptură zooformă din lume, adică o siluetă ce reprezintă un animal. Acest lucru înseamnă că lei nu numai că au fost prezenți, ci chiar destul de comuni pe întreaga suprafață a Europei de astăzi și cel mai probabil au străbătut Eurasia la fel cum o fac în prezent în Africa. Cu toate acestea, se estimează că Pantera Spelia a dispărut de pe meleagurile continentului nostru în urmă cu aproximativ 13.000 de ani, chiar după ce oamenii au repopulat Europa. La fel ca celelalte animale ce făceau parte din megafauna din acele vremuri precum mamutul sau tigrul cu din sabie, odată cu schimbările climatice și o populație din ce în ce mai mare de oameni, Pantera Spelio nu s-a putut adapta și în cele din urmă supraviețui noilor condiții de mediu, ceea ce a făcut ca Pantera Leo să fie singura specie de lei de pe continentul nostru. În timp ce leii din prezent sunt mult mai bine adaptați pentru a supraviețui în climate calde, timpul lor în Europa a fost limitat în cea mai mare parte din cauza prezenței oamenilor, dar în jurul primului an după Hristos, leii încă puteau fi găsiți în sudul și vestul Europei. Tot aici vom găsi și al doilea motiv pentru care leii sunt atât de popular de-a lungul Europei din prezent și anume Imperiul Roman. Chiar dacă grecii și alte națiuni au creat imagini ale leilor încă din antichitate unde erau descriși în poveștile celebre, precum cea a lui Heracle, romanii au adaptat imaginea leului ca un simbol al puterii, plasând sculpturi ale măiestosului animal în fața palatelor și spațiilor publice pentru a-i impresiona pe cei care le vedeau. Totodată, romanii aduceau lei adevărați în Roma din diverse părți ale imperiului lor, de exemplu, lei ce se luptau cu gladiatorii proveneau din Grecia, iar lei din teritoriile Africii de Nord erau folosiți în așa numitele jocuri romane, momela leilor, unde în principiu se purta o luptă între o haită de câini și un leu, așa, de dragul sportului. Totodată, simbolul leului ca simbol al puterii a devenit din ce în ce mai popular pe măsură ce Imperiul Roman și-a extins granițele. În ciuda faptului că acest animal era nativ în doar unele regiuni de pe teritoriile Imperiului Roman, imaginea lui a devenit extrem de comună oriunde cucereau romanii, indiferent dacă lei erau nativi sau nu în acele regiuni. Apoi, pe măsură ce populația oamenilor din Europa a crescut, Pantera Leo a dispărut treptat în acele regiuni, trăind în locuri precum Bulgaria până în anul 400 înainte de Hristos și Grecia până în anul 300 după Hristos. Tot ce a rămas în urmă din această specie cândva nativă continentului nostru este un simbol al europenilor antici, un simbol al puterii și regalității creat de romani. Și în ciuda faptului că această specie a fost anihilată în totalitate, moștenirea leilor europeni este dusă mai departe pe emblemele, blazoanele și steagurile țărilor sau familiilor de nobili din Europa. În urma celor spuse în acest videoclip, vă provoc să lăsați în comentarii unde ați văzut statuia unui leu sau un simbol al acestui animal. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!